Primarul orașului Simeria, Iulius Gelu Bedea, a fost reclamat la Agenția Națională de Integritate de deputatul AUR Ciprian Titistoica. Reclamația face referire la o posibilă stare de incompatibilitate în care s-ar afla edilul șef. În reclamație se arată că acesta ar deține un PFA încă din anul 2014, ori în lege este stipulat clar faptul că funcția de primar și viceprimar, de președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean este incompatibilă cu exercitarea calității de comerciant persoană fizică. Practic, conform adresei numărul 4754 din 24 februarie 2023 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, domnul Bedea Iulius Gelu este autorizat ca persoană fizică autorizată, având mențiunea stare firmă funcțiune. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți măsurile legale cu privire la starea de incompatibilitate, precum și verificarea incidenței prevederilor articolului 292 din Cod Penal în ceea ce privește completarea declarațiilor de interese, se arată în sesizarea semnată de deputatul AUR Ciprian Titistoica. PFA-ul acela nu l-a mai folosit de ani de zile, nu mai este activ, este suspendat, este închis, nu știu ce e, pentru că nu l-a mai folosit de ani de zile. Dacă este ceva neregulă, să vină Ani să studieze cazul, nu este nicio problemă. Mai am vreo 4 procese cu o groază de chestii, niciun fel de problemă, concurența umblă cu tot felul de chestiuni, a declarat primarul Simeriei pentru Știri din Hunedoara. Contrar celor declarate de primarul Simeriei, potrivit unei adrese de la Registrul Comerțului și publicat pe știri din hunedoara.ro, starea PFA Bedea Iulius Gelu este încă în funcțiune.